Despărțirea în bine și rău întărește ego-ul, creează ego-ul și îl întărește, ia energie din suflet, iar sufletul trebuie să îl blocheze. Și atunci cheamă forțele cerului ca să distrugă ego-ul și îl distruge. Și distrugerea ego-ului întărește sufletul cu energie subtilă. Deci, orice cale alegem din cele două este bună. Și chiar dacă mergem spre mai mult bine pentru noi, va veni suferința, care este de fapt singura diferență. O suferință mai mare care ne distruge eul întotdeauna, trebuie să înțelegem că atunci când alegem ego-ul să-l întărim, binele nostru, avantajele noastre, noi vom suferi mai tare. Și ego-ul este distrus și materia este transformată în iubire. Deci la capătul lăcomiei de viață este tot iubirea. Reducerea ego-ului întărește sufletul. Deci ego-ul acesta poate fi redus benevol, prin înfrângere de sine, că vrem noi, că înțelegem noi ce trebuie să facem, sau chiar atunci când nu înțelegem și ne duce spre mai mult bine, sufletul, pentru că pierde din energie, va chema forțele cerului care vor distruge ego-ul. Ego-ul înseamnă materia pe primul plan. Materia distrusă este transformată în iubire, în energie pentru suflet. Deci idolatria, până la urmă, idolii distruși sunt transformați în suflet. Deci noi am venit aici să transformăm ego-ul în suflet, materia în bucurie. Acesta este sensul vieții. Cu cât ego-ul este distrus mai tare, cu atât mai sus vom ajunge în lumea de dincolo. Cu cât ego-ul este mai înfrânt, cu atât mai multă dumnezeire vom avea. Și cu atât mai mare va fi puterea ascensională în lumea de dincolo și vom ajunge mai sus. Cu cât lăsăm viața în pace să fie cum vrea ea și nu mai punem condiții, cu atât mai sus vom ajunge în lumea fără condiții, care se mai numește Rai. Dacă noi aici rămânem în împărțire bine și rău, ăla este iadul și este foarte, foarte periculos. Când ne căutăm mai binele, vom da de mai rău întotdeauna, pentru că mai binele va fi distrus întotdeauna. Dumnezeu vine și echilibra. Singura soluție este tot timpul să accepți viața așa cum vine spre tine, fără împotrivire. Și ce trebuie să facem? Să dăm voie lui Dumnezeu să și greșească, să fie așa cum vine El spre noi în clipa respectivă. Greșit, păcătos, necredincios. Cu cât împărțim lumea în bine și rău și aruncăm vina în afară și vedem vinovați peste tot, noi ne îndepărtăm de divin. Dumnezeu este plus și minus la un loc. Este o stare de echilibru. Când înțelegi că El este în toate situațiile, este și rău și greșeala, și vinovăția, și neîncrederea, și minciunea, ce griji mai poți să-ți mai faci? El este în toate. S-au terminat grijile. Și dacă acum nu-L vedem peste tot și îl împărțim în bine și rău, nu-i nimic. Vom suferi până îl vom vedea. Asta este singura lecție care ne se predă în viața aceasta. Să nu împarți, să nu pui ceva mai sus decât El, care este bine și rău în același timp. Viața aici pe pământ este un loc unde se distrug idolii și sunt făcuți harcea-parcea. Absolutizările noastre sunt făcute praf. Împărțirea noastră este anulată. Binele și rău este unit. Este una. Când ne raportăm la idoli, la absolutisme, la fixisme și ne supunem lor, noi punem idolii pe primul plan și asta înseamnă separare. Nu ai voie să pui nimic din lumea asta pe primul plan, că te separi. Când absolutizezi un bine, vei chema rău. Când absolutizezi nepăcatul, vei cădea în păcat. Când absolutizezi dreptatea, vei fi nedrept tu și vei primi nedreptate din față. Nu ai scăpare, nu ai unde să fugi. Cine te-a pus? Când absolutizăm idealuri și reguli, virtuți și principii filozofice sau religioase, sau binele propriu, toate acestea vor fi distruse, toate punctual. Și unde ne duce Dumnezeu? În înțelegerea că totul este El și totul este bine. Nu există bine și rău. Prin tot ceea ce există se manifestă același al nostru Dumnezeu. Nu poate fi împărțit. Asta înseamnă că răul este bine. Nefericirea te duce la fericire. Nedreptatea te duce la dreptate. Și vom suferi. Și suferința asta ne duce la lipsa suferinței. Tot ceea ce ne îngrădește, îngrădește de fapt iubirea lui Dumnezeu. Principiile, idealuri și regulile îngrădesc iubirea lui Dumnezeu. Dacă era iubire acolo, nu erau nevoie de reguli. Ele vin ca să organizeze ego-ul, dar fără ego nu sunt reguli.
Nu este nevoie de ele. Există numai iubire. Oamenii sunt folosiți unii față de alții pentru a-și distruge reciproc idolii, absolutismele. Și noi la fel, și ei la fel, față de noi. Sub orice mască se ascunde același al nostru Dumnezeu. Vrăjmașul, dușmanul, mincinosul, trădătorul sunt el. Soarele de iubire ia diferite măști. Iar când uiți că în fața ta toate oglinzile sunt divinul, vine plăcerile peste tine. Frica ce înseamnă? Îndepărtare de divin. Înseamnă că ceea ce spui nu este adevărat. Când apare neliniștea, tristețea sau frica, înseamnă că ceea ce spui se împotrivește iubirii, acolo nu e iubire. Ai pus un idol pe primul plan și va fi distrus, să fii sigur de asta și nu vei vedea și nu vei putea să te aperi. Spune văl pe față. Idolii sunt văl. Idolii blochează iubirea. Tot ce pui pe primul plan blochează iubirea. Și nu mai aveți pe Dumnezeu peste tot. Și vei lua lucrurile personal și vei ataca la persoană. Noi întotdeauna apărăm un neadevăr. Luptăm și apărăm numai neadevărul. Adevărul nu are nevoie să se lupte, să se apere. Exteriorul vine constrângător asupra noastră pentru că noi considerăm că am făcut un rău. Adică soarele de iubire din noi, cum să greșească el vreodată? Atâta nu știm și nu înțelegem că în noi este Dumnezeu și cu noi este Dumnezeu. Dacă înțelegi lucrul acesta, nu mai poți să împarți. Nu mai poți să-i spui că Dumnezeu greșește, că nu e bine ce face. Noi îl atacăm pe Dumnezeu mereu zicând că nu e în regulă cum face lucrurile și nu le face bine și nu este adevărat. Noi îl atacăm prin împărțire, în bine și rău. Când facem asta, va trebui să vină să ne distrugă această împărțire. Când spune că ceva este rău, devine rău. Adică trebuie să vină din față el și să ne distrugă împărțirea, ca să ne arate că nu este nimic rău în lumea aceasta, în lumea perfectă a lui. Dacă noi considerăm că ceva este greșit, îl creăm în viața noastră. Și contradicția între Dumnezeu, care nu poate să greșească niciodată, și ideea noastră că El greșește întotdeauna, produce, conflictul acesta produce suferință. Când apare suferința în noi, tristețea, mâhnirea, înseamnă că ceea ce ne spunem nu este adevărat. Este o minciună. Spunem cu un ego și apărăm un ego. Adică apărăm idoli. Fără idolii aceia, fără nimic pus mai sus și absolutizat, Dumnezeu nu este nevoie să vină pe invers, că nu are ce să scadă la noi. Și asta înseamnă fericire. Nu oamenii ne fac ceva rău, ci noi avem idoli și oamenii trebuie să ne facă rău, adică să ne distrugă idolii. Trebuie. Dacă nu ai idoli și consideri și înțelegi că Dumnezeu e în toate pozițiile și nu mai împarți în bine și rău, nu mai poate să vină nimic neplăcut din față. Și s-a terminat suferința, bolile și mai departe. Când nu mai împarți în bine și rău și nu mai absolutizezi un bine, nu mai este nevoie să vină un rău. Deci, nu mai creezi rău. Absolutizarea binelui creează răul. Nefericirea, durerea, suferința, bolile. Deci omul ar trebui să se libereze de împărțirea în bine și rău, de absolutizarea binelui. Când fixezi ceva, idealuri și principii și virtuți și reguli, și le absolutizezi, ele trebuie să fie distruse și sunt distruse în orice mod posibil. La început prin oameni care te umilesc, te lovesc în toate felurile, iar apoi dacă noi nu facem nimic să ne reducem idolii și ne ținem strânși de ei, atunci trebuie să vină bolile. Cancerul arată un om care este foarte dogmatic, foarte puternic idolatru. Are precepte acolo de toate felurile. Credințe religioase absolutizate și numai moartea poate să-i le distrugă. Acceptarea faptului că Dumnezeu vine sub toate formele și a mincinosului și a trădătorului și a păcătosului sau te pune pe tine să greșești în toate modurile este unirea cu Dumnezeu și iubirea față de Creatorul Lumilor. Dintr-o stare desprinsă în care înțelegem că Dumnezeu ia toate măștile și rolurile, nu mai vedem niciun rău niciunde și în clipa în care binele se unește cu rău, plus cu minus, atunci îl vom vedea peste tot. Și atât ar trebui să înțelegem că ego-ul este un rol pe care Dumnezeu îl ia. Atât. Că acolo este tot Dumnezeu, care vine pe poziție negativă. Ego-ul este creat din absolutizarea
idolilor, idealurilor și regulilor, virtuților. Fără absolutizări nu există împărțire în bine și rău, în înger și demon. Pe măsura înfrângerii de sine, vărul ni se ridică și atunci vom putea să egalăm opusele și să le vedem una. În clipa în care îl vedem pe Dumnezeu în toate pozițiile și nu ni se mai pare nimic rău și nu mai vedem niciun vinovat niciunde, atunci niciun rău nu mai poate să vină din față. Deci este întrebarea dacă noi putem să controlăm exteriorul. Da, putem să-l controlăm în modul acesta, stând lângă arcaș, unind contrariile și stând cât mai jos acolo lângă arcaș. Atunci el nu ne mai poate lua la țintă, pentru că noi nu ne mai vedem diferiți de el. Atâta timp când ne vom vedea diferiți, ne va lovi, ca să ne ducă în neutralitate, în echilibru, în starea de zero. Atâta timp cât vei împărți în bine și rău, nu-l vei vedea pe Dumnezeu peste tot și vei suferi. Suferința este necesară ca să-ți distrugă această vedere unică, absolutistă, polarizată, poziționată pe o parte. Poziționarea atrage întotdeauna nefericirea din față, adică distrugerea poziționării. Am înțeles că ne facem idoli, dar să fim conștienți că ne asumăm o pedeapsă, ne dăm singur o pedeapsă, absolutizăm idol, dar vor fi distruși și vom suferi. Adică este total neprofitabil, nu are niciun rost, este absurd. Cu cât ne ținem mai strâns de absolutismele și fixismele noastre, cu atât mai puternic și mai rapid vor fi distruse. Nu oamenii sunt de vină, ci noi, că avem idol. Atunci Dumnezeu îi pune să îi distrugă. Nu poți să absolutizezi nimic. Orice pui mai sus decât el va fi dărâmat. Să fim siguri de asta, este o promisiune pe care el ne-a făcut-o în Vechiul Testament, prin proroci. Nu puneți ceva mai sus, că vi-l distrug. Să mă iubiți din toată inima voastră, din tot sufletul vostru, asta înseamnă nimic mai sus. El este cel ce este, adică este și plus și minus, și bine și rău. Toate informațiile acestea ne-au fost date, dar noi nu le-am auzit sau nu am fost pregătiți să le acceptăm, să le înțelegem. Nu am văzut. Este o întrebare. Dacă putem alege o virtute fără să o absolutizăm? Virtutea este egală cu nevirtutea. Când alegi virtutea, deci o unică parte, respingi nevirtutea, care este tot el. Pentru că totul este el. El a spus, eu sunt cel ce este. Deci, sunt și virtutea și nevirtutea. Dumnezeu nu poate fi împărțit, trebuie păstrat întreg. Când împarți și absolutizezi ceva, virtuți, idealuri, principii și reguli, asta este o metodă de diabolizare. Când punem virtutea mai sus, ne diabolizăm. Diavolul este eu mai sus, dreptatea și adevărul meu pe primul plan. Trebuie mereu să fim atenți ce punem noi pe primul plan, la fiecare din afirmațiile noastre. Să nu spunem niciodată că nu mai e așa, ci întotdeauna să spun este așa, dar și invers în același timp. Și atunci am intrat în divină neutralitate pe loc, pe loc, fără niciun exercițiu de meditație, respirație sau rugăciune, care toate sunt absolutizări. Reprezintă închinare la idoli. Dacă punem virtutea mai sus, îl punem pe Dumnezeu să vină sub formă de nevirtute. Și apoi El ne pune să încălcăm virtutea, ne ia mintea. Sau vine din față pe invers și ne distruge ce am pus noi mai sus, ca să ne ducă în echilibru, în neutralitate, în zero. În starea de echilibru, totul este una, totul este egal, așa cum este el în realitate. Este o energie care se exprimă prin tot ceea ce există. Indiferent cum sunt oamenii, se manifestă același Dumnezeu prin ei. Este acela soare de iubire și că este omul străzii și că nu este omul străzii. Și că este mincinos, trădător sau nu, este același Dumnezeu acolo. Deci tot ce pune mai sus este idolatrie și va fi distrusă, pentru că încălcăm prima poruncă. Să nu faci chip cioplit sau idol. Adică să nu pui ceva mai sus, că va fi distrus. Să mă iubești din toată inima ta, din tot sufletul tău. Deci înseamnă că dacă nu-L iubim din toată inima, adică dacă nu unim contrariile, asta va să zică, absolutismele vor fi destrămate. Și așa ajungem să înțelegem că cel care apără nepăcatul este, de fapt, cel mai păcătos. Cel care apără idolii este capabil să greșească foarte ușor.
O femeie dogmatică, spre exemplu, poate să cadă oricând pradă prădătorilor, pentru că are văl pe față. Și ei știu asta, știu clar. Și nu se poate apăra și nu va vedea ce pățește. Este total vulnerabilă. Deci trebuie să înțelegem că idolii ne fac vulnerabili. Puternic este numai cel care nu are idoli. Acela, pentru că este Dumnezeu cu el, nu poate să greșească. Adică cel care nu respectă reguli, porunci religioase, filozofice, nu are idealuri absolutizate, nu are virtuți fixe, încalcă regulile, acela este în divin, pentru că este jos, jos de tot. Deci numai cel care este înfrânt cu inima, cu el este Dumnezeu. Toată suferința noastră vine din absolutizarea binelui. Dumnezeu, cu cât ține mai strâns de acest bine, reguli, idealuri, principii și virtuți, cu atât trebuie să vină sub o formă mai dureroasă spre noi, ca să ne derupă de absolute, de absolutisme. Noi am putea să avem o viață frumoasă pe pământ dacă ne-am duce în jos și nu în sus. Dar nu știm și nu ne convine. Și ne luăm după ceilalți. Vedem că toată lumea strânge, strânge și adună și credem că asta este normalitatea, că acesta este scopul vieții pe pământ. Să ai de toate. Când ai mai multă materie decât ai nevoie, l-ai pierdut pe Dumnezeu. Nu mai ai dumnezeire în tine. Și atunci pornește destrămarea materiei, a vieții. Și începi să pierzi tot ce ai pus tu pe primul plan. Nu este niciun folos în a aduna mai mult bine pentru tine. Este numai suferință. Deci toată lumea aceasta este nebună. Vrea cât mai multă durere. Parcă este un spital de nebuni. Pământul. Mereu mai sus, mai mare, mai tare, mai puternic. Roboți, inteligență artificială, ușor, plăcut. Totul înseamnă distrugere. Asta înseamnă apocalipsa. Oamenii doresc apocalipsa. Oamenii doresc să se autodistrugă glorios. Și oricând ar putea să se oprească, dar nu vor. Noi nu putem să acceptăm distrugerea idealului nostru, pentru că nu vrem să suferim. Ne-am identificat cu acele idealuri, iar dacă le pierdem, noi suferim. Acești idoli sunt eul nostru. Întotdeauna eul nostru, ego-ul nostru, sunt idolii la care ne închinăm. Și nu putem să renunțăm la ei pentru că este viața noastră acolo. Avem sentimentul că murim dacă pierdem acești idoli. Când idolii sunt prea puternici, distrugerea idolilor este necesară. Când, spre exemplu, facem din înfrânare idol, a fi desfrânați este nevoie. Întotdeauna ce punem noi pe primul plan și mai sus înseamnă îndepărtare de Dumnezeu, înseamnă suferință. Intrăm în conflict cu voința divină și atunci când ni se distrug idolii, suferim și suferința ne ajută să ne eliberăm de idoli. Problema nu este desfrânarea și înfrânarea. Problema este să nu-ți faci din desfrânare sau înfrânare idoli, că îți va veni pe dos. Dacă înfrânarea este prea puternică, îți va lua mintea și te va pune să mănânci toată prăjitura și nu te poți opune. Dacă consider că desfrânarea este rea, te va pune să fii desfrânat și vei încălca regula. Când vei încălca regula, ea este distrusă. Absolutul este distrus. Și e necesar. Deci atenție ce pui pe primul plan, că te va pune să-ți distrugi idolii singuri sau îți va veni din față distrugerea lor prin oameni. Noi sărim dintr-un idol în alt idol, întotdeauna. Exagerăm. Atât facem, exagerăm. Ne ducem prea mult într-o parte sau în alta. Atunci el trebuie să vină pe invers, să ne echilibreze. Și distrugerea idolilor este, de fapt, o metodă de purificare a sufletului. Distrugând idolii, noi câștigăm viață, sănătate. Nu știu de ce ținem strâns de acești idoli, că ei iau viața sufletului nostru. Noi pierdem viață, sunt ca niște crăpături în câmpuri prin care se pierde viață, energie, se pierde fericirea, armonia, sănătatea, se pierde viața lungă, se pierde tot. Cu cât omul este mai idolatru, cu atât materia este mai importantă pentru el și cu atât mai repede va ieși din planul fizic. Cum spune în Tao Te Ching, oamenii care sunt atașați de valorile umane și lumești de materie vor avea o moarte brutală. Dar și idolatria este metodă de urcare spre cer. Ne ducem, punem materia pe primul plan și vin necazurile peste noi, ne lovesc în mod repetat în toate formele posibile de nedoare, de nu mai putem și poate înțelegem. Dacă nu înțelegem, nu se opresc loviturile din față, ci cresc în intensitate.
Aici este un mare pericol. Deci a ne ține strânși de idoli înseamnă moarte. Este o metodă de extinție a populațiilor. Idolatria extraordinar de puternică din totdeauna a fost. De ce evreii sunt singurul popor care îl are doar pe Dumnezeu deasupra? De ce toți ceilalți au idoli? Au un locuitor al lui Dumnezeu, al Salvator. De ce? Exact cum zice în Biblie. Pentru că ceilalți au idoli și se închină la idoli, îi voi da în mâinile voastre și voi îi veți deține. Puteți să faceți ce vreți cu ei. Puteți să-i jefuiți, ceea ce s-a și întâmplat. 1%, sub 1% din populația lumii, deține peste 92% din averea lumii. După site-ul Osram. Și asta este, că nu înțelegem. Ei țipă mereu că suntem idolatri, dar noi nu vedem. Nu luptând pentru binele nostru trebuie, ci să nu luptăm pentru binele nostru ar semna eliberarea de idolatrie. Că binele nostru pe primul plan înseamnă idol. Înseamnă autodistrugere, suferință. De toate felurile, de toate felurile. Dar și idolatria până la urmă este bună, pentru că dacă nu înțelegem și că la aceasta ne duce spre Dumnezeu, dar cu suferință maximă și pericol maxim. Putem să și murim oricând. Și exagerarea este bună până când nu mai este bună. Dacă materia a crescut, idolii au crescut în noi prea mult, atunci o simplă prăjitură ne poate omorâ. De tot râsul suntem și de plâns. Când fixăm idoli, pe exemplu înfrânarea, o absolutizăm, să nu ne înfrânăm este important. Să exagerăm este nevoie, pentru că este distrugerea idolului. Noi mereu trebuie să fim cu ochii pe noi și să fim atenți să nu punem ceva mai sus, că nu se poate, nici exagerarea, nici înfrânarea, nimic. Dacă pui ceva mai sus, ai intrat în metoda Salvatorului, a Mântuitorului, pentru că înlocuitorul Dumnezeu înseamnă ceva mai sus decât Divinul, care este plus și minus. Când vrei numai plus, vei primi numai minus. Când vrei numai bine, vei primi numai rău. Mai mult rău decât bine, ca să poată să ți-l distrugă. Pentru că întotdeauna absolutizarea binului va crea un rău mai mare, îi dăm puterea și victoria asupra noastră. Deci absolutizarea binului duce la pierdere întotdeauna, cu necesitate. Suntem nebuni, suntem nebuni. E o prostie imensă. Să-ți cauzi întotdeauna mai mult binele. La ce folosește? Să vină după aceea Dumnezeu prin necazuri spre tine. Deci mama să nu-și învețe copiii să-și caută binele, că le-a făcut viața praf și pulbere, ci să învețe întotdeauna să-și cedeze binele, mai binele, să se împuțineze tot timpul, să se autolimiteze. Și atunci vor avea siguranța că Dumnezeu va fi cu ei. Când într-o căsătorie cei doi se duc în jos și nu se duc în sus, atunci căsătoria va fi fericită. Dar dacă se duc în sus, va fi discordie, pentru că egourile se vor lupta între ele până la moarte, până la despărțire. Când noi pornim cu înfrânare și idolul înfrânării este prea puternic, Dumnezeu ne ia mintea și ne face desfrânați și vom mânca prăjitura până la capăt. Iar dacă ne supărăm după aceea, ne supărăm degeaba, pentru că de fapt Dumnezeu ne-a distrus în idol. Se vede din asta că oricum ne distruge idolii, că vrem noi, că nu vrem noi, el tot îi distruge. Să nu ai idol, că nu scapi și nu ai unde să fugi, ți va distruge neapărat. Deci când creezi o scriptură, o învățătură în care pui idol pe primul plan, aduci nefericirea în oamenii care cred în acea scriptură. Aduci suferința. Și atunci, cel care a creat scriptura poate să vină ca și reparator, dar el niciodată nu-ți va spune adevărul. Problema este că ți-ai creat idol și te-ai închinat la ei, ci întotdeauna îți va da idol și mai mari, și mai puternici, exact așa cum se întâmplă. Oamenii merg la tot felul de cursuri de New Age sau merg la biserică, unde li se dau idol în continuare. Sunt verificați dacă au idol și se înmulțesc idolii. Cu cât se închină la mai mulți idoli, cu atât nefericirea va fi mai puternică. Și atunci ei vor veni înapoi la reparator, la vindecători, care le vor da alt idol. Și așa ei sunt făcuți dependenți și vor plăti întotdeauna pentru ceva ceea ce ei nu fac niciodată. Nu te învață să îți lași idolii, ci ei îți întăresc idolii. Întotdeauna toate învățăturile lumii, acum tot ce este pe net, este în sensul de a-ți fi ție mai bine. Nimeni nu te învață cum să-ți fie ție mai rău.
Adică diavolului să fie mai rău, egoului să fie mai rău. Nimeni nu te învață asta. Nimeni nu spune că trebuie să te duci în jos și nu în sus. Toată lumea te învață cum să ajungi mai sus. Ai cât mai mult. Să fie mai bine. Nimeni nu spune că ceea ce ți s-a întâmplat, trauma, drama, necazurile, suferințele, durerile, pierde, sunt chiar vindecarea. Și te duci la care vindecător ca să te vindece de ce? De vindecarea care a venit de la Dumnezeu? E absurd. E o nebunie. Nu sunt normal la cap. E o nefericire, e o rușine pentru oameni să nu înțeleagă că Dumnezeu este peste tot, că e și în Biblie. Se uită ce a... Demonie este în tot ceea ce se întâmplă, într-o celulă, în lumea subatomică, o armonie imensă. Și nu se gândește că toată armonia asta este ținută la oaltă de cineva, de o forță supranaturală. Că dacă și-ar retrage grația, ar dispărea toată lumea asta într-o secundă. N-ar mai fi nimic. Nimic nu și-ar mai păstra marginile dacă nu este o forță de coeziune care este în spatele a tot ceea ce există și le ține pe toate la oaltă în granițele lor. Deci fără divin nu există nimic. Noi suntem chiar El. În momentul în care au introdus Salvatorul, am pierdut legătura cu El. Că de aia l-au introdus. Ca să nu înțelegi că ești chiar Dumnezeu. Respirația ta este respirația Lui. Trilioanele de celule lucrează la ordin și la poruncă de sus. Fiecare în parte. Că face 1000 de operații pe secundă sau 1000 de operații pe secundă, cine îi spune celulei ce să facă? Când să se oprească? Când să pornească o altă operație? Ce operație să facă din milioanele de operații? Cine îi spune? Sunt trilioane de celule. De ce nu gândim? De ce? Ce minte avem? E o rușine. Nu putem să-L înțelegem și să-L recunoaștem pe Creatorul Lumilor ca stăpân. Și până la urmă să înțelegem că noi suntem El. Dar nu ne ajută nici măcar limbajul. Limbajul a fost construit pe o parte. Tot limbajul curge polarizat. Părerea mea, părerea ta, părerea celuilalt. Infinite păreri. Nu e adevărat. Dacă de fiecare dată am spune că ceva e bine și nu e bine în același timp, n-ar mai exista polarizare, s-a terminat cu polarizarea și cu discuțiile. Am început să-L vedem pe El peste tot. Că ce este El? Este unirea contrariilor. Când te duci în jos, urci spre cer, ți se ridică vălul și vei vedea față către față că El ia toate rolurile și toate măștile și vei simți și vei înțelege că El este plus și minus în același timp, bine și rău, drept și nedrept. Că El nu poate să fie numai bun. Este imposibil. Pentru că toată viața este El. Soarele de iubire este egal și într-un om rău, și într-un mincinos, și într-un trădător, și într-un om împuțit, în omul străzii, e același soare de iubire ca din omul bogat, sau deștept, sau inteligent. Este peste tot. Peste tot. Deci când absolutizăm un bine, spunem că există greșeală. Dar greșeala nu este greșeală. Este metoda divină prin care este distrus absolutul respectiv. Greșeala este mântuire. Păcatul este bun. Fără exagerare, noi nu cunoaștem vindecarea. Fugim de păcat și facem păcat. Căutăm un mai mare bine și dăm de un mai mare rău. O nebunie. Imposibil. Așa de neînțelegător să fim. Incredibil. Toată știința asta nu stăm puțin să ne oprim și să ne gândim că totul este pătruns de El. Zicem, da, este pătruns de El, după care ne închinăm la un Salvator sau căutăm un mai mare bine întotdeauna. Păi ți-ai făcut idol automat. Ar trebui să-ți distrugă idolii. Cei mai păcătoși oameni sunt cei care pun nepăcatul pe primul plan. Ai pus căința mai sus, ți-ai distrus. Când absolutizezi înfrânarea, automat te va pune să o încalci. Cine te-a pus? Când afirm ceva, trebuie să lași loc și inversului. Pornești cu înfrânare pentru că acesta este principiul vieții. Viața trăiește în puțin și supraviețuiește cu puțin. Pornești cu înfrânare, dar spui, dacă nu mai rezist, nu este niciun fel de problemă, o iau de la capăt. Și atunci nu mai faci din înfrânare idoli și nu te mai pune să încalci înfrânarea. De la o simplă afirmație, modul cum afirm lucrurile este foarte important. Să nu spunem definiții și să nu avem afirmații, să nu punem etichete care sunt drastice, dramatice, care se termină într-o formă acuzatoare, critică. Dacă nu este așa, este rău de tot, într-o formă unică, absolută,
așa ori niciodată, pentru că o vei încălca. Ai făcut un idol care va fi distrus. Deci noi ne facem idol foarte ușor și tot timpul. Când spunem lucrurilor că sunt numai așa, am greșit. Noi trebuie să fim ca la rabinul din poveste. Să zicem, sunt așa și nu așa și invers. Să-i dăm voie lui Dumnezeu să respire, să se manifeste liber. Deci mereu trebuie să egalăm opusele. Să fim atenți să nu fim polarizați pe parte. În momentul în care ne facem idoli, atunci, fără încălcarea lor, deci fără păcat și exagerare, noi nu ne putem mântui. Mântuirea pentru omul idolatru este încălcarea idolilor. Deci a păcătui și a exagera este mântuirea pentru cel idolatru. Pentru că încălcarea idealurilor și regulilor este eliberare, este mântuire, încălcarea lor. Atât trebuie să fim atenți, să nu punem ceva pe primul plan mai sus, să zicem numai așa, că numai prin înfrângere de sine ajungi la Dumnezeu. Nu, pornești cu înfrângere de sine, dar dacă nu te mai poți înfrânge, nu este niciun fel de problemă. Înseamnă că ți-ai făcut idol din înfrângere și atunci exagerarea este nevoie de ea, este mântuire. El ne obligă și ne distruge ce am pus pe primul plan, ce am fixat, ce am absolutizat. El distruge idol. Pune să încălcăm regulile și n-a terminat. Nu avem control asupra noastră deloc. De ce? Pentru că el se manifestă și prin eu-ul acesta și prin ego-ul acesta. Ca să ducă omul acela spre cine știe ce experiențe de viață. Deci, orice metodă dumnezeiască de distrugere a absolutismelor este un medicament divin de vindecare. Orice încălcare a idealurilor și a regulilor este vindecarea sufletului. Tot ce punem noi mai presus decât Dumnezeu va fi distrus și destrămat, fără putința de a-l mai apăra. Ne pune chiar pe noi să-l încălcăm. Exagerarea nu este un lucru rău. Când ne-a absolutizat înfrânarea, exagerarea este vindecare. Și să te lași înfrânt de el este liberare. E minunat. Când pui idol pe primul plan și le fixezi, îi fixezi reguli și idealuri, să fii sigur că ți va distruge și te va pune să îi încalci. Și vei avea vol pe față și nu vei vedea ceea ce faci. Și nu te poți opune. Deci, cel care absolutizează înfrânarea va ajunge să fie exagerat. Îi ia mintea și nu va putea să se opună. Noi încercăm să apărăm idolii și atunci când vine distrugerea lor ne mâhnim. Dar ne mâhnim degeaba. Am fost salvați de un idol care ar fi adus o suferință mai mare. Să fim fericiți. Când vrei să te restrângi cu putere și îți întărești această voință mereu, vei ajunge la un moment dat să nu te mai poți înfrâna. În clipa în care ai pus înfrânarea pe primul plan, vei pierde orice frână. Să fii sigur de asta. Nu avem niciun control pe noi, până și ego-ul acesta este tot el. Și duce această personalitate în cine știe ce experiențe și confruntări ca să ajungă în capătul lor să atingă cine știe ce înțelepciune sau iubire. Deci nu există ceva care să fie rău, nici idolatria nu este rea, dar se poate fără suferință. Iar cu suferință și durere este complicat. Putem să vedem care este diferența între momentul în care te dor dinții și momentul în care nu te dor dinții. Durerea de dinți este cumplită. Asta este diferența între calea cu idolatrie și calea fără idoli. Mereu și mereu să fii atent să nu pui ceva pe primul plan că ți-l va destrăma cu siguranță. Să nu zici că numai așa sunt lucrurile. Să zici că sunt așa, dar și invers. De fiecare dată. Să fii împăciuitor, să termin propozițiile într-o formă îngăduitoare, înțelegătoare. Să poate și invers să fie. Să nu fie drastică, să nu fie dramatică, să nu fie absolutistă, să nu fie unilaterală, amenințătoare. Să poate și inversul. Eul este doar cel care pune reguli și limite lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ce este? Este cel ce este, adică totul, adică și binele și răul. Ne-a spus clar în Biblie, adică sunt și dreptatea și nedreptatea, sunt și adevărul și neadevărul, și înfrânare și desfrânare. Sunt tot eu,
nu este nimic rău, sunt același soare de iubire. Sunt și în frânare, sunt și în desfrânare. Atât trebuie să înțelegi, că sunt și una și alta și nu este nimic rău. Rău devine momentul în care ai absotizat ceva. Când ai ales numai desfrânarea, înfrânarea e necesară. Când ai pus înfrânarea, înfrângerea pe primul plan, atunci desfrânarea este importantă. Mereu inversul. Când noi ne deplasăm într-o parte, el imediat se duce în poziție inversă. El trăiește viața lui prin noi. Este viața lui, nu viața noastră. Trilioanele astea de celule sunt conduse de el. Bătăile inimii noastre sunt ale lui. Respirația noastră este a lui. Cum să spunem noi că este ceva al nostru? E viața lui, e corpul lui, e lumea lui. El un singur lucru urmărește. Eul acesta să nu-și facă idoli, că va fi nevoit să îi distrugă. Eul acesta, în starea de echilibru, de unire a opuselor, este una cu sufletul, este una cu el. Și asta urmărește el, să ne ducă în conștiința faptului că suntem el. Și atât. Se poate să atingem această conștiință, nu știu cât va dura să rămânem acolo, dar un moment dat se poate să zică și acum uită tot și du-te înapoi și luptă pentru eul tău. Și ea pornește lupta cu idolii. Eul acesta există, este împărțirea în bine și rău, atât timp cât nu înțelegem că el este peste tot. Dar dacă înțelegem că este peste tot, ne topim în el și devenim una cu el. Și dispare identitatea de sine. Nu mai știm cine suntem noi. Devenim suflet, suflu, privire. Și nu mai putem să spunem eu, egoul. Putem spune eu, el. Eul acesta este făcut din absolutisme, din idol. Este plămădit din idol. Fără idol, egoul nu există. Deci mereu o viață întreagă să învățăm să nu mai punem ceva mai sus decât altceva și de fiecare dată să echilibrăm cu inversul. La fiecare afirmație polarizată să spunem că și inversul există. Și încetul cu încetul vom ajunge să-l simțim peste tot, să-l vedem în toate. Și ne va cuprinde o stare de bucurie imensă, o stare de fericire fără margini, care ne indică că el a fost întotdeauna cu noi, ne-am făcut griji degeaba. Tot ce face el, face bine și perfect. De cazurile pornesc la idolatrie. Când am pus ceva mai sus, cum vine cazurile? Inversul. Fără idol, ești fericit. Este o întrebare. Copilul mic, ce idol să aibă? Păi el, mama lui, idolii lor, idolii lui, are programe. Mama lui are idealuri și reguli și îi transferă pe toți. Idolii ne programează pe dos. Tot ce punem noi pe primul plan, vom încălca. Și ne va face viața nesuferită. Pentru că idealurile, principiile, virtuțile și regulile nu sunt făcute ca să le respecti și ca să le încalci. Un om suferă și zicem, vai săracul. Păi stai puțin că viața trecută a fost un om bogat și din cauza asta trebuie să suferi acum. Nu ai ce să faci. Dacă e din suferință, se va arunca singur în suferință. Exact cum a fost odată un film documentar cum o fundație a ajutat o familie cu foarte mulți copii și l-a construit o casă. Iar după un an de zile s-au dus să vadă cum mai trăiesc și au observat că casa aceea a fost mâncată ca de termite, distruse ușile, totul făcut praf. Deci asta arată că ei erau bine acolo unde i-a pus Dumnezeu și ei acum se duceau în poziția pe care o pierduseră. Deci refuză orice fel de ajutor, pentru că numai în suferința aceea ei se înalță. Noi nu putem să le luăm oamenilor suferință. Deci acolo este lege divină, program divin. Dumnezeu se duce și intră în situațiile dificile de viață. Dumnezeu trăiește viața de orfelinat. Dumnezeu trăiește pe străzi. Pentru că are nevoie să ducă acea personalitate în cine știe ce confruntări și lecții ca să poată să curețe sufletul. El, Creatorul Universului, se supune suferințelor acelui om, acele personalități și duce tot greul ca să-l conducă într-o anumită înțelegere și până la urmă în iubire. Are nevoie. El ia toate rolurile și cel de criminal. Sunt lucruri acolo de plătit, de învins unii la alții, de înfrânt. Dacă pe Dumnezeu nu le interesează și nu-l deranjează nimic din lumea aceasta și acceptă totul așa cum este și nu intervine, noi de ce intervenim? Numai nouă ni se pare că este un mare rău acolo. El nu face decât să suporte totul. Nu îi se pare nimic rău.
El are nevoie de experiențele acelea grele, pentru că numai așa poate să purifice sufletul acela, să ajungă într-un final să transforme egoul acela în suflet și materia în bucurie. Dumnezeu nu se apucă să judece, să se plângă că vai ce greu este. Totul este despre înfrângerea eului. El nu intervine niciodată, lasă toate confruntările să fie, toate loviturile să se întâmple, toate exagerările să existe. Lasă tot răul să fie, tragedii, necazuri, drame, traume, pierderi, suferințe de toate felurile. Și mai mult, într-acolo îndreaptă totul, pentru că toate pierderile acestea, toate aceste tragedii, sunt de fapt mântuirea. Tot ceea ce ne distruge nouă, idolii, ne salvează sufletul și viața. Și avem nevoie. Noi vom avea o viață frumoasă, fericită și vom fi sănătoși și o viață lungă atâta timp când nu vom avea idoli. Adică cât de împăciuitor și de îngăduitor suntem, atât de fericiți vom fi în viață. Când nu vom mai vedea niciun rău și vinovat niciunde și peste tot vom vedea acela soare de iubire, atunci niciun rău nu mai poate să vină din față. Atâta timp cât absolutizăm un bine, el va fi distrus de invers și punem pe oameni să ne dezamăgească. Dar nu ei sunt de vină, ci idolii noștri, ce am pus noi pe primul plan, să ne ferim de idoli. Sunt cel mai mare pericol pentru noi. Dacă vrem ca viața să fie frumoasă, să nu avem idealuri și idoli, să nu punem nimic mai sus decât el, să nu le fixăm, să nu le absolutizăm, să nu ne raportăm la ele, să nu privim prin idolii respectiv viața ca prin niște ochelari, să nu cântărim, să nu socotim, să nu împărțim viața, bine și rău, că vom suferi sau vom fi dezamăgiți. Fără să pui ceva mai sus, nu este nevoie de invers. Și nu se va întâmpla niciun rău niciodată. Dacă pui iubirea, adică acceptarea vieții așa cum este, mai sus, Dumnezeu ocrotește întotdeauna iubirea și nu greșești niciodată. Și asta este o siguranță. E cea mai mare siguranță. Când nu pui nimic din lumea asta pe primul plan, Dumnezeu este cu tine și asta este o siguranță. Nu este o credință în sensul de presupunere, ci este o siguranță. Pentru Dumnezeu nimica nu este rău. Soarele de iubire se îmbracă cum vrea El, ia toate rolurile. Gândește-te că suntem pe o scenă de teatru și El ia diferite roluri. Se îmbracă cu diferite haine, dar este același actor. Dumnezeu este indiferent la bine și la rău și nu este părtinitor. Ego-ul se formează prin împărțire. Așa da, așa nu. Așa e bine, așa e rău. Domnul, Dumnezeul nostru, nu suferă nimic. Nu-L doare nimic. Și chiar dacă ne facem un ego care se duce în cine știe ce suferințe, El nu este afectat de nimic. El știe că la capătul acelor greutăți, El însuși luând acele roluri și suportând toate suferințele de pe lume ale egoului, știe că la capăt va fi o înțelegere totală, cuprinzătoare, o să fie iubire. Știe pentru că vede asta, vede la distanță, peste multe vis de aici încolo. Dacă euul este a lui și el se duce în cine știe ce drame, să le trăiască pe toate, ce treabă avem noi? Nu este nevoie să salvăm pentru că este creatorul lumilor acolo, nu ai ce să salvezi la el. El joacă acel rol, e treaba lui. Pentru că trebuie să ducă oamenii la o anumită înțelegere, nu le poți lua pașii care trebuie să-i facă. Dacă vrei să-l oprești, se va întoarce împotriva ta și te va opri. Deci el își ia un eu și îl duce să înțeleagă că este el. Și așa se cunoaște pe sine și își cunoaște limitele. Devine ego, ia rolul de ego și îl duce în greșeli cu carul ca să se înalțe, să-l mântuiască. Și în modul acesta el își consumă din această putere mare de creație. Tot ce zicem noi că sunt greșeli, nu sunt greșeli ale lui. El nu poate să greșească. Luăm noi lucrurile punctual și ne referim la un eu, la un corp, dar nu e adevărat, nu omul greșește, ci Dumnezeu trebuie să greșească, pentru că ăsta este planul prin care trebuie El să treacă. Are acele experiențe de sting și le va stinge. La fiecare om este altfel. Tot ce zicem noi că este greșeală, este înălțare pentru El. El va depăși acele greutăți. Deci este înălțare, este mântuire. Nefericirile unui om îl înalță. Ce face Dumnezeu cu ego acela nu sunt greșeli, sunt înălțare.
Este soarele de iubire acolo care trebuie să treacă prin acele experiențe, că nu are cum să sară peste ele, pentru că altfel nu ajunge omul să se lumineze. Este greu să nu intervii sau să nu te mâhnești, dar trebuie să înțelegem că acolo este Divinul care trebuie să parcurgă acele etape. Dacă vrei să intervii, nu te va lăsa. El trebuie să experimenteze căderea, greșeala, trădarea, minciunea, înșelarea și noi nu ne putem opune. Atât putem să facem, să renunțăm la idolii noștri, la absolutismele noastre și atunci nu mai punem pe oameni să ne dezamăgească și nu este nevoie să ne mai facă un rău. Trebuie să pătrundem cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Testament cu atenție. El spunea, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Deci asta înseamnă să nu pui nimic mai sus, niciun bine mai sus. Înseamnă că totul este egal. Înseamnă că plus și minus sunt una. Eu sunt cel ce sunt. Deci sunt și nefericirea și nedreptatea, sunt și rău. Totul sunt eu. Nu există un bine și un rău la el. Dacă eu sunt tot, de ce mă împărțiți? Trebuie să mă păstrez întreg. Avem standarde de bine fixe și prin ele privim viața și oamenii și îi cântărim, îi analizăm. Băștinașii din Amazon nu aveau standarde și din cauza asta, faptul că se tăiau la picioare în pietre ascuțite nu îi deranja. Pentru ei era viața. Nu era mai bine să nu se taie la picioare. Mereu se tăiau la picioare și deci nu aveau un standard de excelență. Și din cauza asta nu erau afectați de nimic. Când creezi standarde absolute, vei fi nefericit, pentru că ele au fost create de stăpânitorii lumii special ca să fim tot timpul nefericiți și dependenți de ei, de reparatori. Ne închinăm la biserică și la salvator. Deci, salvatorul creează necesitatea de a fi salvați. Absolutizarea unui bine aduce distrugerea lui. Atunci se creează necesitatea vindecătorilor. Și ei capătă autoritatea asupra noastră. În momentul în care te-ai chinat la Salvator, ți-ai pierdut puterea divină că s-a tăiat legătura cu Dumnezeu. Ai pus ceva din lumea asta mai sus decât Divinul și nu se poate. Ai încălcat poruncile divine care îi spun să nu-ți faci idol, să nu pui nimic din lumea asta pe primul plan, că ea este secundară. Să o păstrezi în poziția a doua. Nu poți să-L pui pe Dumnezeu în poziție secundară. E o nebunie. De fiecare dată când avem tendința să împărțim, să ne amintim cum se numește El. El este cel ce este. Adică sunt și bine și rău. Noi întotdeauna ne comparăm cu idolii, cu standardele acestea ideale. Și pentru că nimic nu corespunde standardul acestea, suferim. Fără standardele acestea nu există rău. Asta au făcut, ne-au legat. Și uite ce greu este să ieșim din asta. Suntem închiși în standardele de bine ca într-o colivie, ca într-o închisoare. Eu cred că ei știu foarte bine ce au făcut, de vreme ce au făcut inteligența artificială. L-au făcut ca un pasnic, ca să nu mai fugim din țarc. Inteligența artificială ne va da continuu idoli cu carul. Ei, de fapt, inteligența artificială înlăcuiește preoții. Soluția este să vedem că este în toate acela soare de iubire, dar asta înseamnă să te înfrângi și să unești contrariile. Dacă continuăm să împărțim, înseamnă că nu ne-am înfrânt destul și mai trebuie să suferim. Împuținarea ne ajută să nu mai împărțim. Unirea contrariilor nu pornește decât la înfrângere. Cu cât înfrângerea de sine este mai mare, cu atât se ridică vălul și vom putea să vedem opusele contrariile egale. De fapt, este un cuplu, înfrângere plus unirea contrariilor. Acesta este secretul care distruge idolii și ne dă această vedere întreagă, că El este în toate întreg. Îi face loc lui Dumnezeu și El vine imediat și începe să dorească pentru noi ceea ce este mai bine pentru sine. Și ne va ajuta în continuare să-L vedem. Binele ăsta mai sus este foarte puternic în noi, întărit. Noi când gândim sau spunem ceva, mereu căutăm ceva mai bine. Și acest mai bine creează inversul continuu, adică creează distrugerea lui. Și atunci îl punem pe celălalt să ne dezamăgească. Dumnezeu face asta prin celălalt ca să ne distrugă idolul binelui.
Ar trebui să vedem că totul este bun așa cum este, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte și mai mult, prin faptul că lucrurile pe care noi le analizăm de fiecare dată deja s-au întâmplat și nu pot fi schimbate. Este ca la televizor. Nu poți să schimbi ce fac personajele dintr-un film de la televizor. Te desparte ecranul televizorului. Și apoi nu cred că oamenii fac ceva sau știu ei ce fac. Nici noi. Este Dumnezeu care trebuie să ne ducă în experiențe specifice și de aceea nu pot fi acuzați. El, Domnul Lumilor, prin oameni ne distruge absolutele și așa ne salvează viața. Ceea ce spunem noi că este un rău este de fapt un bine mai mare decât binele. În orice necaz, este o fericire. Toate suferințele distrug doar idolii. Când fixăm ceva, am dat și drumul la acțiunea inversă a lui Dumnezeu. Nu sunt oamenii de vină, ci noi că am absolutizat ceva și El distruge întotdeauna ce fixăm noi și punem mai sus decât El. El mișcă fiecare om. Nu avem independență deloc pe noi. Oamenii nu știu ce fac. Îi pune în fața faptului împlinit și noi constatăm după ce am făcut ceva. Dumnezeu lucrează prin toți oamenii la șlefuirea noastră și ne tocește vârfurile. El prin ei, ca la operație. Dar și noi la șlefuirea lor. Ne ia mintea și îi executăm. Și ei pe noi. Când vrei să fii într-un anumit fel, nu vei putea fi. El, de fapt, distruge credința că suntem separați. Separare care este, de fapt, modalitatea de a exista a ego-ului. Deci ne distruge eul. Când ai idol, te va pune să trăiești inversul. Exact ceea ce nu-ți convine, vei face. Vrei să faci un bine, nu vei face un bine. Deci nu există vinovăție, este El care a făcut totul. Dumnezeu este și exigent, are și fermitate și corectează unori, pe ceilalți prin noi, prin ei pe noi. Dacă ești calm și liniștit, din starea aceea poți să corectezi. Dar dacă ești neliniștit, înseamnă că ceea ce spui nu este adevărat și nu trebuie să corectezi. Dar când ești în liniște și simți că vrei să corectezi, atunci este nevoie să corectezi, iar ceea ce faci este adevărat. Noi acum nu mai putem să absolutizăm un comportament, pentru că el este în toate. Ne este greu să acceptăm asta, dar trebuie să învățăm. Greu de văzut, dar înfrângerea de sine ne va ajuta mult. Asta este o nebunie frumoasă, să-L găsim pe Dumnezeu în toate, în toate. Iar în momentul în care vezi peste tot, s-ar putea să scadă mintea. Așa cum am pățit acum două emisiuni, când am uitat cine sunt, iar prompterul de la înregistrare arăta o linie continuă. Ca la aparatele care monitorizează inima. Nimic n-a mai fost. Câteva minute nu am mai știut cine sunt. Și atunci am văzut puterea lui imens. Și când am ajuns să văd? Când nu am mai împărțit. Când am înțeles că și prin egoul acesta se manifestă el, nu mai era împărțeal acolo. Și apărea totul fără rost. El pe el însuși se corectează. Ca să se ducă pe el însuși în cine știe ce înțelegere și în iubire. Și atunci a dispărut eu. Nu mai ai ce să schimbi, ce să corectezi, nu te mai poți supăra pe nimic. Este el care duce o personalitate în destinul ei, până la capăt. Nu poți să te bagi. Nu este nimic rău. Nu e nevoie decât să ai grijă de tine, să nu-ți faci idol și atunci oamenii nu o să mai fie nevoie să te dezamăgească sau să te deranjeze sau să te atace. Atât se poate face. Asta înseamnă fericire. Și o viață fericită și o relație fericită, asta înseamnă. Fără idoli, gol de tine însuți, ești cel mai tare. Cum spunea în Pisica Bătrână, în Shangri-La, în prima carte, în povestea aceea. Gol de tine însuți, ești cel mai tare. Deci fără idoli. El ia mii de forme în fiecare clipă în fața ta, mii de chipuri într-o zi în fața ta, de fețe. Înfrânat, desfrânat, dezlânat. Această înțelegere îngăduitoare și înțelegătoare este prezența Lui, pentru că este așa cum este El. El este înțelegător și îngăduitor, dă voie tuturor formelor de existență să se exprime în mod egal, pentru că El este acolo, cum să nu le dea voie. Dacă înțelegi că tu, de fapt, ești divinul, care ia orice rol și orice mască și orice formă, dai seama că nu ai pe cine să schimbi, că tu ești și cel din fața ta.
ești una cu el. Ești același soare de iubire. În fundal, ești aceeași energie. Nu ai pe cine să schimbi. N-ai de ce să te superi, pe cine să te superi. Tot este bine așa cum este. Dumnezeu duce fiecare om în experiențele lui. Ce trebuie ai tu? Și atunci ajungem să nu mai gândim rău despre nimeni. Și asta este cea mai mare bucurie pe pământ. Stă el acolo și în nefericire, și în durere, și în suferință, și în pierdere. Este în toate rolurile. În adevăr, în neadevăr, în dreptate, în neadreptate, în păcat, în nepăcat, în credință, în necredință. Este numai el. Cu fiecare om are un destin, trebuie să-l ducă în destinul respectiv, să treacă prin cine știe ce stări conflictuale și pierderi și nenorociri. Nu poți să faci nimic. Pentru că numai acele confruntări pot să distrugă programele din spate, pot să-i distrugă omul acela idolii. De ce are nevoie? Ai idol, ești în pericol, vei suferi. Am observat că tot limbajul nostru se concentrează întotdeauna punctual pe o parte. Noi mereu, în tot ceea ce spunem, căutăm un bine. Un bine pe care îl credem noi. Că e cel mai bine. Și așa se întărește ego-ul. Întotdeauna când suntem polarizați, nu avem dreptate niciodată. În realitate va fi inversul a ceea ce spunem noi. El este și pierdere și câștig, și bine și rău, și plus și minus. Când înțelegem că este în ambele situații, atunci rămânem liniștiți. Pentru că ne dăm seama că totul depinde de noi. Dacă punem ceva mai sus, va trebui să vină pe invers. Deci dacă nu mai punem nimic mai sus, nu mai este nevoie să fim loviți din față cu opusul. Noi ne eliberăm numai când nu ne mai raportăm la eu și nu ne mai concentrăm punctual pe părți. Dacă nu mai luăm nimica personal, suntem liberi de ego. Adică îl vom vedea în toate situațiile și toate rolurile. Când mi-a căzut mintea, acum 2 zile, a apărut pe ecran o linie continuă și nu mai aveam conștiință de sine, nu mai știam cine sunt, priveam, dar nu știam ce privesc. Nimic nu avea etichetă, exact ca la aparatele care monitorizează inima. Vid, complet. Și n-am făcut mare lucru decât am înțeles că el ia toate rolurile și în clipa în care am spus că și ego-ul nostru este el, pac, mi-a căzut mintea. Pentru că coeziunea acestei lumi se păstrează, lupta aceasta contrarilor se păstrează atâta timp cât împarți. Dacă nu mai împarți, se oprește lupta. Se oprește pendulul și nu am mai putut să mă mișc, s-a oprit totul, am uitat de mine total. Mi-am pierdut identitatea. Clipa respectivă te unești cu el și te cunoști pe tine ca fiind el. Unor vrea lucrul acesta să-l atingă, altori nu este timpul să-l vrea, dar trebuie să observăm că totul se duce spre el, toate râurile și fluviile se varsă în mare, în ocean. Și apoi ce face? Destramă oceanul, îl evaporă și vine înapoi pe pământ sub formă de ploi și creează la loc râurile și fluviile care la fel se varsă în ocean continuu, în circuit continuu. Deci el distruge și construiește. Distruge și construiește. Nu există un capăt niciunde. În măsura în care ne distrugem singuri idolii, nu mai este nevoie de suferință, de dezamăgire, de minciună, de înșelare, dispar toate ca un fum. Este foarte greu să ne desprindem de idolii la care ne-am închinat o viață întreagă, la ideile fixe, fiindcă atunci când sunt încălcați, ne cuprinde durerea, pentru că ne-am unit cu ei și derivăm sentimentul de eu din unirea cu ei. Adică idolii aceia, ideile alea fixe, suntem noi. Și ne doare când îi pierdem. Iar Dumnezeu doar asta face întotdeauna, îi distruge. O să-i distrugă pe toți până când vom înțelege că El face asta doar ca să ne ajute să înțelegem că peste tot este numai iubire și că este numai El. Și că El face totul. Joacă toate rolurile, ia toate măștile. Până când ajungem să nu mai putem să comentăm nimic, să fim nemulțumiți de nimic, să nu mai zicem că asta e bună, asta nu e bună. Asta este adevărat, acest lucru nu e adevărat. Orice decizie se ia, este decizia lui și este bine. Și când ajung la această înțelegere, vine în piept o emoție, o trăire, o stare de bucurie imensă la care nu poți să-i faci față. Iar când exagerezi în idol, ți distruge
și nu te vei putea opune în niciun mod. Vei face ce te pune să faci. El tocește întotdeauna vârfurile. Și dacă reușim să scăpăm de idol, nu va mai fi nevoie de durere, fiindcă nu mai are ce să tocească. Oricum nu ne lasă în pace. Întrebarea dacă putem reuși nici nu se pune. Nu ne va lăsa în pace. Acolo unde vor fi idoli, acolo va fi el ca să îi tocească. Deci prin înfrânare, restrângere și prin unirea opuselor, noi înlăturăm idolii singuri. În clipa în care vom înțelege că binele și răul sunt una, când răul este un bine mai mare decât binele, sunt el cel ce este așa cum este și nu mai vedem diferențe niciunde și luăm totul ca întreg și nu ne mai putem permite să luăm pe bucăți, să-l tăiem pe bucăți și înțelegem că el este singura energie care se manifestă prin orice ce există și nu poate fi tăiată, nu poate fi împărțită. Materia este energie în fundal, prin orice se manifestă numai el, se manifestă și prin plus și prin minus. În fundal este o singură energie, numai el. Deci un singur lucru trebuie să facem, să-l păstrăm întreg în toate afirmațiile noastre. Să nu afirmăm niciodată așa, da, așa, nu că l-ai tăiat. Așa e bine, așa nu e bine. Nu se poate. Asta întărește un ego. Întărește ura, lupta și apărarea. Când pui ceva pe primul plan, vei trăi inversul. Sau îți va veni din față ceea ce ție nu-ți convine și te va lovi. Când absurdizezi nepăcatul, te va pune să păcătuiești și va veni din față păcatul. Când absurdizezi ceva, vei desconsidera pe cel care nu este conform acestor idol și îl vei urâ. Deci asta înseamnă o religie a urii. Când pui ceva mai sus decât altceva, nu este o religie a iubirii, este o religie a urii, a furii, a mâniei, a luptei, a crimei, a uciderii. Ceea ce se și întâmplă. De unde puterea de a urâ, a se urâ unul pe altul și de a se omorâ un milion de oameni anul trecut? De anul trecut. De aici, caută un mai mare bine. Fără cel mai mare bine, suntem toți egali și nu ne mai putem omorâ. Prin orice se manifestă el, se manifestă prin plus, se manifestă prin minus, noi nu îl dăm voie să se manifeste oricum vrea el. Cu toate că el se manifestă deja cum vrea el și nu poate fi schimbat. Noi vrem să facă ce vrem noi, dar în modul acesta ne creăm eul, prin separare. Eul există doar prin împărțire și bine și rău. Dacă unești opusele, plus și minus, contrariile, nu mai poți să împarți și atunci ai ajuns în divin. Fără împărțire, noi devenim el, ne topim în el, ne scufundăm în ocean, în oceanul de iubire. Și toate lucrurile astea au fost puse în Biblie sau în alte cărți, în Tao Te Ching. Noi doar nu am stat să analizăm ce înseamnă, spre exemplu, el este cel ce este. Înseamnă că se manifestă prin tot. Doar să fii atent. Dar egoul ăsta discriminează în parte, după cum îi convine. Asta îi place, asta nu îi place, după interesele lui. Și așa, prin împărțire, ne facem idol. Și el vine pe dos să ne ducă în echilibru, conform legii lui Le Chatelier și alte legi din matematică, chimie și fizică. Totul se duce în el, în zero, în echilibru. Topește în el. Totul curge în mare. Marea este la nivelul zero. Toate acestea au fost spuse. Noi doar le repetăm. Le scoatem în evidență. Ele au fost spuse, spre exemplu, afirmații mici printre milioane de alte afirmații polarizate. Și trebuie să le descoperi. Facem arheologie. Și când a zis, nu puneți ceva mai sus, a zis să nu împărțiți. Și el a zis, este suficient că eu sunt cel ce sunt, adică sunt și bine și rău. De ce împărțiți? De ce puneți un bine mai sus când eu sunt cel ce sunt? Adică totul sunt eu, aceeași energie, soarele de iubire peste tot, același soare în fiecare. Asta a arătat. Nu suntem diferiți, suntem o aceeași ființă. Același mănânc de raze. S-a mișorat pe sine ca să se găsească pe sine. Neînțelegea și înțelegerea sunt el, nimica rău. De fiecare dată, la fiecare afirmație a noastră, trebuie să constatăm că nimica nu este rău. Să luăm mereu și inversul. Să nu fii polarizat că dai drumul în realitate la lovituri inverse. Și nu-ți va conveni și te va dura, care pot fi orice. Pentru că toți idolii ăștia se strâng
și devin un singur idol mare care trebuie să fie lovit din față în orice mod posibil și pot să fie nenorociri, necazuri, dureri, suferințe, accidente, boli. Intensitatea unei boli arată cât de idolatri suntem. Cu cât noi avem idoli mai puternici, cu atât durerea fizică, suferințele, pierderile vor fi mai mari. Cu cât punem materia mai sus, cu atât suferința va fi mai mare. Că punem materia care este secundară, creația care este pe planul 2, mai sus decât creator și asta nu ne dă voie. Și l-aruncăm pe creator în poziția a doua. Imposibil. Păcatul și nepăcatul sunt el. Dacă este el, unde să mai vezi rău, mai poți să urăști pe cineva că nu mai ai cine să urăști. Ca să urăști, trebuie să absolutizezi nepăcatul. Și atunci creezi păcatul, vine Dumnezeu pe invers și îl urăști pe Dumnezeu în persoană. Deci ne-au făcut în așa fel încât să-l urâm pe Dumnezeu. Religia care absolutizează virtuții, dar lor principii, va duce la ură pe Dumnezeu. Nu este o religie a iubirii. Când pui ceva mai presus decât Dumnezeu, îl urăști pe Dumnezeu. Trebuie să știe clar asta. Deci cum putem să-l cunoaștem și să-l vedem peste tot? Prin restrângere, prin împuținare continuă în toate, pe toate nivelele și prin unirea contrarilor. Așa se găsește pe sine. Și apoi vine pauză, linia continuă, în care nu mai poți să spui nimic. Ți-a căzut mintea. Da, terminat. A intrat în reverie. Nici nu mai știi cine ești. Ești el. A uitat de eu. Și în situația aceea nu mai vezi nimic greșit. Și te oprești. Și nămolul și gunoiul este el. Asta a arătat. Aceeași lumină. Și omul străzii este una cu noi. El joacă câte roluri vrea el. Această înțelegere este frumusețe în dar. Este o înțelegere eliberatoare. Dar este spusă de mii de ani. Noi acum doar o scoatem din ascunzișuri. A fost ascunsă printre mii de rânduri de împărțire. Și facem arheologie. Și venim aici să ne o amintim. Și când atingem această înțelegere că este în toate situațiile, numai el, aceea este iubirea. Fiind în iubire, nu poți să greșești, nu există greșeală și nimic rău nu mai poate să vină din față, pentru că Dumnezeu ocrotește iubirea și de asta să fim siguri. De fapt, iubirea divină asta înseamnă să ne dăm seama că suntem El, să ne purtăm ca și El, iar El nu este părtinitor și nu împarte. Îngerul meu mi-a zis, uite-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție total opusă scopului pentru care au fost ei trimiși pe pământ. Deci toată omenirea merge într-o direcție greșită. Înseamnă că atunci când alegi materia, nu poți să gândești limpede, iar ceea ce gândești nu este adevărat. Iar dacă dai un sfat, nu este bun. Dumnezeu este în direcție opusă idealurilor noastre. Toată lumea merge prematerie. Deci toți nu văd. Sunt orbi și surzi. Ce spunem noi că este rău, cu mintea noastră asta egoistă, cu văl pe față, este de fapt un mare bine. Ce spun oamenii care sunt atașați de materie că este rău, este de fapt un mare bine pentru că ei spun dintr-un ego, dintr-un interes personal, dintr-o socoteală măruntă, egotică, amestecată cu credințe religioase și tradiții. Numai omul care nu pune preț pe materie și râd toți de el, numai acela vede clar. Numai el poate să dea un sfat bun. Numai cuvintele lui sunt adevărate. Numai cel care este un pierd de vară este omul lui Dumnezeu. Numai pierzătorul este în divin, pentru că Dumnezeu e un pierzător. Desprinderea de materie îl face înțelept. Dar este bine totul. Oricum toate merg spre Dumnezeu. Toate apele se varsă în mare. El în toate pozițiile. Avem nevoie de toate experiențele și nu mai putem să spunem că ceva e rău, ceva e bun. Și cam taman pe dos, în distrugerea idealurilor, se ascunde fericirea maximă. Și așa este. Când alegem materia, nu sfătuim bine, pentru că avem uăl pe față. Numai cel desprins dă un sfat bun. Fericirea se ascunde în distrugerea idealurilor cu care am fost învățați. Este important să nu ne oprim niciodată, pentru că dacă ne oprim, iar se pune vălul pe față. Distrugerea idealurilor ne eliberează de egoism, de satana, de diavol. Și
asta ne dă cea mai mare fericire pe pământ. Ne liberăm din încorsetarea idolilor, idealurilor și regulilor, preceptelor religioase sau filozofice și virtuților absolutizate, care ne țin legați și ridică casne împotriva noastră. Ce forță au! Deci trebuie să acceptăm și avem tot interesul să acceptăm distrugerea lor, că este cel mai mare bine pentru noi, pentru că nu este nevoie de ele niciodată. Și să nu ne supărăm când sunt distruse idealurile. Idolii ne vrăjesc, suntem vrăjiți, dar sunt și o cale spre divin. Era o propoziție interesantă scrisă în caligrafie japoneză pe un tablou în filmul April, April After the Rain, după ploaie, ultimul film al lui Akira Kurosawa, care spune așa: obiectul și esența lui sunt una, dar și binele și răul sunt una, greșeala și negreșeala sunt una, materia este una cu energia, în spatele materiei este aceeași energie, în spatele binelui și răului, pe care îl vedem noi că se manifestă în afară, este același al nostru Dumnezeu. Nu există separare în natură. Sunt doar forme diferite de existență a suprafeței. Noi suntem o aceeași ființă comună. Doar egoul care împarte în bine, rău, adevărat, neadevărat, drept, nedrept, plus și minus, este cel care ne desparte. Fără ego, suntem aceeași ființă comună. De aceea înfrânarea de sine, scăzând egoul, ne unește cu Dumnezeu. Fără ego nu există virtuți, idealuri, principii, reguli absolutizate, nimic, nimic idol, nimic frici, temeri, furie, ură, supărare, critică, acuzație, învinuire, condamnare, judecată, reproș, ironie. Nimic, nimic din toate acestea nu există, pentru că numai existând diferențe, polii nu se mai pot lupta. Deci atâta trebuie să facem noi, să unim contrariile. Religia care pune ceva pe primul plan și absolutizează virtuți, idealuri, principii și reguli și binele propriu, este o religie aurie, este închinare la satana, este închinare la diavol. Nu se poate pune nimic pe primul plan. Dumnezeu a repetat de vreo 7 ori în Vechiul Testament: nu puneți nimic mai presus decât mine, că nu se poate. Este ca și când a spune materia mai presus decât mine și nu se poate. Pentru că materia este secundară, creația este planul 2. N-a fost, nu este și nu va fi niciodată primordială. Asta înseamnă satanism, materia pe primul plan. Și comunismul a făcut acest lucru și înainte s-a făcut acest lucru, de la Platon încoace, s-a pus materia pe primul plan, ca să taie legătura cu Dumnezeu, legătura maselor cu Dumnezeu, ca să existe stăpânire. Pentru că altfel nu ne poți stăpâni decât dacă taie legătura divinul. Noi altfel nu ne supunem la nimica și la nimeni. Atunci suntem în iubire și fiind în iubire, ei nu mai există acolo. Asta a fost tema. Să ne divizeze, divide timpura. Ne-a divizat și am pierdut legătura cu Creatorul Universului, cu Tatăl Ceresc. Am pierdut iubirea. Atâta timp când ne țin în divizare, ei ne vor stăpâni. Dar noi vom pune materia pe primul plan. Atâta timp cât punem materia mai presus decât toate, ei ne vor stăpâni. Și vom fi divizați și ne vom bate între noi și ne vom omorâ continuu, degeaba. Și nici nu vom ști vreodată că suntem o aceeași ființă, că prin noi se manifestă același Dumnezeu. Și asta este iadul, această neînțelegere a faptului că Dumnezeu este în toate situațiile, acesta este iadul. Îl construim încă de aici și îl merităm. Divizarea duce întotdeauna la luptă și nu ne vom opri niciodată. Atâta timp cât îl împărțim pe Dumnezeu pe bucăți și suntem polarizați, adică împărțiți, Dumnezeu va veni pe invers și ne va distruge toți idolii neapărat. El reprezintă un plan care funcționează oricum, independent de gândirea noastră și socotelele noastre. Ego-ul ăsta este doar mental. Sunt toate părțile acestea care sunt în mintea noastră, care se lovesc continuu unele cu altele. Fără rost. Singurul rost al acestei lupte este că rămân în față, în atenție. Și ca să rămân în atenție și să nu cădem în iubire, ego-ul creează continuu dușman, lupte, suferințe și frici. Împărțirea aceasta și absolutizarea binului creează răul,
Altfel nu există. Fără un bine pus mai sus, nu există rău. Fără virtuții, idealuri, principii și reguli absolutizate, nu există ceva care să le distrugă. Ele, asta, acest rol îl au. Creează inversul. Creează o viață nenorocită. O viață de luptă și suferințe. Și noi, dacă în viața noastră proprie, în universul nostru, nu mai împărțim în bine și rău, acolo, în universul nostru, nu va mai bate vântul, nu o să mai vină uraganul sau furtuna, ci o să fie liniște și pace, iubire. Când nu mai împarți, imediat se ridică la suprafață iubirea. Când unești contrarile, imediat ai căzut în iubire. Ego întotdeauna împarte după interesele lui proprii și apoi absolutizează binele său și vrea ca lucrurile să fie cum vrea el. Și cu cât va dori să fie cum vrea el, cu atât nu vor fi cum vrea el. Și viața și Dumnezeu îi se va opune. Doar atât se întâmplă. Nu pune nimic pe primul plan și vei fi fericit. Nu absolutiza nimic, niciun idol și nu va fi niciun necaz care să mai vină din față, nicio suferință cu care să fii lovit și nicio pierdere. Și cu tine va fi Dumnezeu. Când ai unit contrariile, cu tine va fi Dumnezeu. Când ești jos de tot, acolo unde se strâng apele, vei fi alături de Arcaș. Și atunci nu mai ești în bătaie săgeților sale. Și Dumnezeu va fi cu tine. Ca să fie cu tine, trebuie să fii jos de tot. În spațiu gol vine El și va dori pentru tine tot ce este mai bine pentru sine. El este ca o mână nevăzută care trece prin pieptul tău și se duce spre situația de viață și le schimbă într-un mod la care nici n-ai sperat. Deci, pe Dumnezeu trebuie să-L cucerești și să rămâi acolo, să rămâi cu El și să fii atent să nu împarți, să nu zici că numai așa sunt lucrurile, pentru că nu există așa ceva. Ele sunt de fiecare dată și așa și invers. Și plus și minus în același timp. Acesta este Dumnezeu, acesta este echilibru maxim. Altfel, dacă zici că sunt numai așa, te-ai strâmbat. Și când te-ai strâmbat, te-ai polarizat pe o parte, va trebui să te îndrepte. Și vine din față Dumnezeu sub toate formele posibile și îți distruge tot ce ai pus tu pe primul plan și ai zis că numai așa trebuie să fie. În momentul în care la spovedanie ți se spune că sunt 464 de idealuri, te-a terminat. Toate idealurile acelea sunt diavoli. Dumnezeu nu este numai bun. Orice ideal pui pe primul plan, îți va veni inversul. Deci este o metodă de îndrăcire. Să înțelegem lucrul ăsta. Când pui ceva mai presus decât Dumnezeu și zici așa trebuie să fiu, nu vei fi așa. Și îți faci o viață nenorocită. Idolii aceștia ne distrug viața. Nu putem să acceptăm că Dumnezeu vine și sub formă negativă. Când ai absolutizat idolii, ai dat drumul inversului peste tine. Te va pune să încalci idolul, să-l distrugi singur sau îți va veni din față prin oameni care ți va distruge și te vor dezamăgi. Nu oamenii sunt de vină, ci tu că ai avut idoli. Cine te-a pus? Dumnezeu este binele și rău și deja este în echilibru, iar ego-ul nostru când absolutizează o parte și ridică un vârf, a dezechilibrat totul. Și atunci Dumnezeu trebuie să vină să echilibreze, să tocească vârfurile. Asta face întotdeauna. Sufletul nu vede nimic a greșit și de aceea nu dă nicio replică. Nu reacționează, nu luptă și nu se apără, ci doar cedează. Nu vrea să aibă dreptate sau să învingă. Sufletul se lasă mereu bătut și învins. Aceasta este iubirea. Omul vorbește tot timpul despre iubire, dar oare se poate lăsa înfrânt vreodată? Poate să cedeze binele său mereu? Poate să renunțe la idolii săi și să îi distrugă? Numai diavolul se luptă pentru dreptatea și adevărul său. Sufletul nu ripostează și nu vrea să aibă dreptate niciodată. Dumnezeu trebuie să înțelegem că face totul prin corpul nostru, pentru că este corpul lui. Și din cauza asta nu este nimic rău. Îl face și rău prin noi. Face și se face. El fiind în toate, în fundal, nu este nimic rău niciodată în nimic. Și pierderea și necazul sunt bune, și suferința, și înșelarea. Tot ceea ce distruge idolii este bun. Este cel mai bun lucru care se poate întâmpla. De vreme ce Dumnezeu pătrunde totul și se manifestă prin tot ceea ce există și este și în fața noastră, înseamnă că El este totul. Este și soarele, și apa, și celula, și organele noastre, și animalele, și slujirea, și supunerea, și bucuria, și tristețea,
și emoția. El este toate cuvintele din dicționar și îl cheamă în toate felurile. Acesta este al nostru Dumnezeu. Să ne bucurăm! Aceasta este cea mai mare frumusețe. Frumusețe în dar.